microfonul să ne trebuie un pic să dăm. Începem. Așadar, suntem la cel de-al patrulea an care se desfășoară programul personalității buzoiene. Domnule primar, doamnă viceprimar, domnule Daniel Șinga. În sală sunt elevi ai liceului de artă, însoțit de domnul profesor Comocea și domnul profesor Borochina. Și de asemenea de la seminarul teologii din Buzău, însățiți de domnul părinte doctor director Sava Popa, de domnul părinte doctor Moraru și de domnul profesor Constantin Comer. Prima rugăminte este, ca de obicei, o pauză, vă rog frumos, și părintele Milean, că aveați-l undeva, că-i prietenul nostru. Și părintele Milean, da? Și părintele Milean, de asemenea, care-i peste, care-i peste tot. Ne onorează cu prezența dumneavoastră. Scuze, părintele Milean. Așadar, prima rugăminte este să închidem telefoanele, să-i recunem pe site-ul sau pe Vodafone, pentru a avea o întâlnire fluentă. O să prezint la început pe scurt, foarte pe scurt, personalitatea domnului Nicolae Daniel Șinga, care este director artistic și maestru de cor al Operei Naționale. De asemenea, conduce instituția similară pentru activitate din Târgoviște. S-a născut pe 11 ianuarie 1978 în orașul nostru. A studiat la început la Școala Populară de Artă și apoi a urmat cursurile Școlii Generale numărul 16. Numai că fiind atras de muzică, a urmat apoi Școala de Muzică din oraș. După absolvirea acestuia, a susținut examen și a urmat seminarul teologic din Buzău, în anul 5, transferându-se la București. Acolo, după finalizarea studiilor, a urmat Universitatea de Muzică din București, pe care a absolvit-o în anul 2003. Între 2003 și 2005, dumnealui a urmat master în dirijare în Statele Unite, cred că la Wisconsin, după care a obținut doctoratul în muzică în 2012. A fost dirijor mai întâi cooptat pentru codul madrigal, dar a și înființat și a lucrat cu colegii dumneavoastră de generație la, pentru acord, cred că se numește, nu? Acustic. Acustic, ce-o scuze, pentru acustic. După care dumnealui a desfășurat o prodigioasă activitate culturală și artistică, obținând premii în țară și în străinătate, în Grecia, în Elveția, și din 23 noiembrie 2020 este cetățean de onoare al orașului Buzău. Sigur că dumnealui va avea o intervenție și va intra în dialog cu dumneavoastră detaliind și explicându-ne o parte din evoluția dumnealui profesională, dar mai întâi o să-l rog pe domnul primar Constantin Toma să ne vorbească despre acest proiect. În primul rând, bună seara și bine ați venit! Este o onoare pentru mine și sunt așa un pic, cum să spunem, mulțumit într-o perioadă de mari nemulțumiri. Pentru că pandemia asta naște foarte multe probleme și mă bucur că putem, iată, pentru al patrulea an, să strângem în fiecare an 12 mari personalități care nu mai sunt și care sunt, pentru a ni recupera și a-i utiliza în folosul comunității noastre, pentru că o comunitate fără modele de urmat nu cred că poate progresa. Așa cum vă spuneam, am început în urmă cu 4 ani, iar promovarea valorilor, a modelelor, cred că este un act foarte important într-un alt fel. E vorba de întărirea identității noastre ca buzoieni, ca români, de ce nu? Pentru că majoritatea acestor mari personalități sau marea majoritate sunt oameni care au deja
au avut și au impact atât la nivel național și foarte mulți dintre ei la nivel global. Acțiunea asta care am început-o, a început să facă parte, de ce nu, din brandul Buzăului. Și vis-a-vis de brand avem aici domnule Jinga, chiar imaginea acestui brand folosită în alt fel. De data asta pentru a vă acorda o diplomă pentru titlul de cetățean de onoare, dar o diplomă altfel. Deci aici este numele dumneavoastră și cu o poveste frumoasă aici. O citiți când vă luați acasă, vă felicit încă o dată. Vorbesc pentru prima dată despre acest brand al Buzăului, care este, dacă vreți, o sumă de branduri, pentru că nu este puțin lucru și este extrem de onorant. Pe 31 decembrie aflam că suntem pe o listă la Londra, la un concurs extrem de onorant pentru oricine. Deci un magazin cu impact global care se ocupă de branduri și de rebranduiri. Și la capitolul de branduri de orașe și națiuni, Buzăul a ajuns să fie pe aceeași listă cu Parisul. Pe 6 mai suntem invitați la Londra, sper să se și poată, să ne ridicăm unul din cele două trofee, aur sau bronz. Ne mulțumim și cu bronzul, având în vedere că lângă noi este Parisul, ceea ce este extrem de onorat încă o dată, am folosit de multe ori acest cuvânt, și va ajuta Buzăul în nenumărate feluri. Mulțumesc, domnule Daniel Jinga, nu să vă mai fac o prezentare, o să vă prezentați singur. Deschide seria de anul ăsta. Această conferință vine în completarea altor acțiuni de promovare a marilor personalități buzoiene pentru acest an, atât prin calendare de perete, care sunt în absolut fiecare clasă și sper din 9 februarie să avem învățământul ăsta față-față, pentru că ajungem deja la o nebunie, dacă se mai continuă așa, vorbesc de educație, și până agende și cu tot felul conferințe în primăvară, pentru că nu putem atunci, o să avem și un stejar în crâng. Cred că nu chiuleați de la ore, că nu cred că ați chiulit vreodată, ca să fugeți de la seminar, că nu vă lăsau să fugeți prin crâng, dar o să aveți un stejar în crâng în numele dumneavoastră, ca să rămână așa, să mai dăinuiți încă vreo 300, 400, 500 de ani că trăiești un stejar. Ce pot să vă spun? Trebuie să nu punem mâinile pe piept, că sunt și părinții acei, și să, și în situația de criză în care suntem, să facem lucrurile normal, atât cât se poate de normal, pentru că viața este frumoasă în orice perioadă și trebuie să ne facem și mai frumoasă, inclusiv prin acte de educație și de cultură, nu știu unde să intrăm exact, și de recuperarea istoriei și de recuperarea marilor valori buzoiene. Vă mulțumesc foarte mult și adresați-ne mai multe cuvinte, nu câteva cuvinte, pentru tânăra generație, în special. Vă rog. Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. În primul rând, nu știu cât timp am la dispoziție, cât pot să... Două ore jumătate. Bun, înseamnă că atunci o să vă cer permisiunea să iau loc, să mă așez comod, lângă dumneavoastră. Și o să folosesc microfonul ăsta. E în regulă? Da, dați-i drumul, pregătă drumul, da? Încercați-o. Nu vreau să mă microfon, da? Ați fost așa înțeleți. Bun, deci m-au. Profesorii mei prezenți în sală știu că eu n-am fost neapărat întotdeauna un sistematic, așa că nu o să vorbesc sistematic nici și acum. În schimb, m-a avantajat întotdeauna prezentarea diacronică, pentru că m-a ajutat să-mi aduc aminte de apariția în timpul anumitor evenimente, de fiecare lucru care m-a marcat și care a contribuit la formarea mea într-un fel sau altul.
onorează faptul că a spus că sunt o personalitate, dar consider că dacă sunt sănătos și dacă Dumnezeu va avea față de mine aceeași poziție pe care a avut-o până acum, vă promit că voi încerca să devin una în următorii mulți ani de acum încolo. Mi-ar plăcea să încep cu începutul și o fac în primul rând pentru că văd foarte mulți tineri copii în sală, așa cum am pus și eu, și vreau să le dau încredere, pentru că și eu am avut parte de modele și am avut parte de încredere și am avut parte încă de la început de tratare echitabilă. Cu alte cuvinte, m-am născut în Buzău, dar părinții mei veneau de undeva dintr-un sat aproape de Visoca, satul se numește Vintileasca, undeva la întreterea trei județe, unul dispărut, două prezente, în locul de unde, să zicem, se naște râul Nicu Săracu. Ei au venit, bineînțeles, în Buzău, așa cum făceau pe vremea aia toți tinerii care vreau să se afirme, și aici am apărut eu pe lume, părinții mei fiind muncitori la fabrica contactoare SA. Mai departe, a fost un lucru clar că mi-a plăcut muzica încă de la început și că aveam aplicare spre muzică, și atunci unde duci un copil care are talent pentru muzică, îl duci la ansamblu Izvorașu al casei pionierilor și șoimilor patriei din Buzău. Acum trebuie să mă întorc în timp și să vă povestesc că pe vremea comunistă ansamblurile astea de cântece și dansuri aveau foarte mare importanță, pentru că erau prima formă și cea mai importantă formă de educație. Pe lângă faptul că acolo se putea face o educație muzicală în sensul virtuozității, aveam și foarte multe facilități care atunci, pe atunci, pentru noi chiar contau. Adică mergeam gratuit la munte, gratuit la mare. Îmi amintesc că tabăra noastră de pregătire era la Harțagu. Era o cabană superbă la Harțagu, unde era și lacul vulturilor, și în fiecare vară eu mă duceam fericit acolo. Și acum când trec pe marginea drumului, vin dinspre Brașov, mă uit la casa aia și zic, aici stăteam noi și cântam și făceam foc de tabără. Deci am amintiri superbe, mi-e și greu să le descriu. Mai departe mergeam la Sărbările Mării, mergeam la Năvodari, care tabără din Năvodari arată într-un fel acum, pentru că trebuie să vă mărturisesc spre rușinea mea că sunt atât de nostalgic încât am vizitat-o în fiecare an. Am trecut, am intrat acolo printre geamurile alea sparte, m-am dus în amfiteatrul de pe malul mării, unde cântam și ne întreceam între noi diferitele ansambluri. Și, practic, se mai întâmpla un lucru extraordinar. Profesorul, dirijorul nostru de atunci, care era domnul Popescu, așa chema, era un profesor de limba română care era evreu și acordeonist. Adică mi s-a părut senzațională povestea asta. El predea română, avea singurul Mercedes din oraș, nu știu cum îl avea, nici acum nu dau seama, dar pentru noi era o chestie fascinată să ai mașină Mercedes. Și era culegător de folclor și se ducea prin Costești, pe la familie de țigani lăutari, și le lua ca la oaste, le lua copiii la tarafe, spunea Cutărescule, știu că tu ești țimbalist. Țambal nu se predă la conservator, la liceu de muzică, nicăieri. Numai tu îi predai fiului tău. Dă-mi-l, te rog, la mine să-l învăț să cânte în echipă, să fie în taraf. Și acolo ei toți, cei care veneau stăpânind instrumentele pe care noi nu le puteam învăța la nivelul academic, se întâlneau cu noi, cei care ne formau, să spunem așa, după un studiu clasic. Eu am început studiul viorii la Școala Populară de Artă cu domnul Niță Dumitru la 5 ani. Am început studiul viorii deși aveam mâna atât de mică încât nu puteam să cânt la vioară sfert. A trebuit să fac note lungi aproape o jumătate de an. Și ei au încercat să mă convingă să fac pian. Și l-au chemat pe domnul Gabi Popescu, care este dirijorul corului operetei, a fost sau este profesor universitar la conservator, tot buzoian. Și Gabriel Popescu m-a luat pe genunchi și a început să cânte la pian și să încerce să mă convingă, să-mi explice cât de frumos e acest instrument
Bineînțeles că eu, pe post de atunci, am spus că nu vreau, vreau vioară, de aia am venit. Voi, și le-am și zis, mama, citează, voi nu înțelegeți că eu am venit să fac vioară. Și de atunci, nu spun că am urât pianul, dar nu mi-a mai plăcut niciodată, n-am urât. A vrut să mă convingă el la 5 ani să renunț eu la vioară pentru pian. Lucru pe care nu-l recomand celor care sunt aici în sală și studiază muzica, deci studiați pianul cu temeinicie, pentru că este instrumentul care vă va ajuta foarte mult în cariera voastră de muzicieni. În cazul meu, așa cum mi-a spus un profesor, Valentin Gurescu, iepurelui șchiopul îi mai crește urechiușă. Eu am fost nevoit, nefiind un pianist, să-mi dezvolt un tip de auz intern care m-a ajutat mult în studierea rapidă a partiturilor. Dar, repet, e bine să vă spun și lucrurile mai puțin bune pe care le-am făcut, poate nu le repetați. Că în viața unui om lucrurile bune și rele, la un moment dat conduc spre un drum. S-ar putea ca, nefăcând niște lucruri rele, să nu ai parte de un drum mai bun. Că și el se cristalizează așa după o voință divină. Dar nu trebuie să pleci de la prejudecata asta, de la premiza asta. Trebuie să-ți propui, să-ți faci o pregătire temeinică încă de la început. Merg mai repede, că sunt convins că ideea cu 2 ore și jumătate a fost o glumă, deci nu o să abuzez de... Și după începutul studiului Viorii, m-am dus în taraf și apoi am constatat că vreau să fac muzică. Și din clasa a 5-a m-am dus la școala de muzică. Și am început să dau piept cu cei care studiau din clasa 1, cu seriozitate. Liceul de artă de astăzi. Da, liceul de artă de astăzi. Și bineînțeles că mama a început să fie urecheată și să îi se explice că nu e bine că merg la taraf, că mi-am stricat stilul, că n-are nicio legătură cu ce trebuie să fac eu în viață, că ar trebui să aleg. Și bineînțeles că eu am ales să renunț și la una și la cealaltă și am dat la seminar. Asta a fost un șoc pentru toată lumea. M-am întrebat, cum ai dat-o la seminar? Și e atât de simplu, de fapt, și adevărul e simplu, în general. Mama era foarte bisericoasă și m-a obligat și pe mine să merg la biserică în fiecare duminică. Chestia asta m-a enervat cumplit, pentru că dimineața, duminică, erau desene animate. Erau singurele noastre zile în care erau desene animate. Plus că trebuia să mă scol de dimineață. Îmi plăcea, în schimb, că mă duceam la biserica părintelui Cristișor, Dumnezeu să-l ierte, din Microcinci, din Broșteni, și mă băga în altar, mă îmbrăca în haine și mi se părea ceva extraordinar, măcar asta mă atrăgea. Și la un moment dat, în clasa 8-a, mi-a spus, te rog frumos, trebuie să vii la biserică, mamă, să te ajute și ție Dumnezeu, ai un examen greu la școala de muzică. Eu zic, ce examen greu la școala de muzică? Abia s-a înființat liceul de muzică. Zic, luăm toți. Nu, trebuie, întotdeauna nu știu. Și în felul ăsta știu că am mers și am auzit un preot, căruia i-am uitat numele, nici nu mai știu cine, care a cântat cântecul Iubite voi, Doamne. Despre cântarea Iubite voi, Doamne, putem să spunem foarte multe, dar pentru cei care sunt teologi sau cântau muzică bisericească, ei știu că este una dintre cele mai speciale cântece pe care le poți, din toate punctele de vedere. Inclusiv, eram zilele trecute supărat, mă gândeam că spui, Iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Adică are o forță a cuvintelor și a melodicii pe care foarte rar o poți găsi în altă parte. Și pe mine m-a impresionat atât de tare acest cântec, încât am zis, mama, eu vreau să dau la seminar. S-a speriat, s-a bucurat cu mama ea, și acum mă întreabă că mă fac preot, deci că știți. Deci eu dacă nu-i prea târziu. Da. Și atunci am zis, ok, te ajut și a trebuit să mă pregătesc la religie, pentru că religie nu știam. Se aude, nu? Deschide. Stați că nu mai durează mult, că sar vreo 10-15 ani și rezolv. Mai avem bani. Bun, am ajuns deja la vârsta liceului, deci e bine, n-am mers repede. Atunci trebuia să mă pregătesc la religie.
Pentru că română și matematică, teoretic știam, mă pregăteam deja pentru liceu, era același lucru, muzică nu stăteam foarte rău și au zis, hai să te pregătim la religie. Și vărul meu, care era deja elev la seminar, a zis, a, știu cu cine te pregătești, vorbesc eu cu Săviță. Cineva din această sală știe cine este Săviță. Era în acel moment muzeograf. Și știu că m-am pregătit la religie cu dânsul în muzeul Episcopiei Buzăului. Acolo, printre cărți, printre icoane, printre... toată atmosfera asta contribuie foarte mult la formarea noastră. Noi, în general, în viață oficiem. După aia știu cum mă duceam în Crâng, apropo de Crâng, și chiar mă gândeam când îmi spunea de copac plantat. Învățam în copacii din Crâng. Acolo l-am învățat pe Ilie Dezviteanu. Învățam după mica Biblie și mi-am tăs fix momentul în care învățam lecția și stăteam acolo. Pentru muzică m-a dus odată și m-a odiat părintele Petre Matei și au zis, gata, ești pregătit, am dat examen. La examen, nu știu să spun dacă doresc cuiva tipul ăla de concurență, dar uite, pot să spun în acest moment că cea mai mare concurență la care am fost supus în viața mea de până acum a fost cea la seminarul din Buzău, 33 pe loc. Și am intrat al treilea, domnul de aici din imagine din centru a intrat al doilea și un alt coleg de-al nostru a intrat primul, Lovin Ciprian, la el mă refer. Mi-amintesc momentul în care s-au afișat rezultatele. Eram toți, era curtea plină, era totul negru, pentru că erau preoți, erau copii îmbrăcați în negru, părinții lor, bunicii lor, era curtea plină, nu? 33 ori, 30 ori, 4 reprezentanți din familie. Și se făcuse deja noapte. Și se vedea cum încă se lucrează, erau luminile aprinse și comisia încă răzbătea. Când s-au deschis ușile și a ieșit părintele Mihalache, împreună cu, cred, cu părintele Damian, nu știu dacă dumneavoastră părintele Mila erați sau părintele Horda, nu mai știu, dar știu că ne-am dus toți buluc către ușa principală, am văzut că acolo se afișează. Și părintele Mihalache a spus, nu aici, domnule, mergeți pe partea dreaptă la cealaltă ușă. Era ușa de la Peciu cu cartofi, dacă știți, cei care face seminarul. Și atunci toată lumea a fugit buluc, inclusiv tata de jos repede, a fugit să vadă dreapta noastră. Eu când am vrut să fac pas, am fost prins de părintele Damian de Umăr și mi-a zis, tu ai intrat, nu, ești al treilea. Și acum era zbaterea mea de a manifesta bucuria și de a trece pe toată mulțimea aia ca în filmă să-i spun tatălui meu că am intrat. El deja văzuse și încerca bucuros să spună că am intrat, ești că eu știu. Și am comunicat așa din privit, prin toată mulțimea aia până după vreo 5 minute a reușit să ne întâlnim. A urmat unii dintre cei mai frumoși ani mei la seminarul din Buzău, anii în care mi-am dat seama că sunt făcut pentru muzică, ceea ce a fost un lucru bun, că mi-am recunoscut mie, și anii care m-au marcat în toată activitatea pe care am avut-o după aceea. Nu pot, oricât de tare mi-am gândit, să nu spun ce a însemnat seminarul din Buzău pentru mine. N-am telefonul aici, dar păstrez notele. Sunt notele anilor pe diploma de bacalaureat. Se și filmează, nu știu dacă fac bine să fac asta, pentru că lăudându-ne pe noi discredităm cumva pe alții. Dar nu știu cum să spun, am avut așa 8-16, 8-50 și când m-am transferat în anul 5 am terminat cu 9-86. Și credeți-mă că diferența de notare nu venea din creierul meu care brusc a suferit un curcircuit și am devenit mult mai inteligent peste noapte. Era un salt pe care îl făcusem aici, pentru că la Buzău se preda cu responsabilitate, se asculta cu responsabilitate. Nu spun că nu eram neastâmpărat, m-ați întrebat dacă am plecat vreodată din internat, a venit tipul să recunosc că da, am plecat. Și
Și, dar nu o să spun locurile prin care fugeam, pentru că le-aș face probleme copiilor de aici, de față, care probabil încă le mai folosesc. Și atunci nu vreau să le stric. Dar era frumoasă proporția, pentru că proporția era cea corectă, nu era cea incorrectă. Adică una este să fii neastâmpărat, să fii curios, și alta este să fii neserios, să nu înveți, să nu fii preocupat, să nu fii sincer, să nu fii dedicat. Și, în general, noi am avut colegi care au avut aceste valori și mai departe le-au arătat în viață. Inclusiv am avut colegi care au devenit preoți mai responsabili decât noi am fi crezut vreodată că ei pot fi. Pentru că noi, în seminar, îi judecam după alte reguli. Ziceam, cum ăsta, preot? Uite că au ajuns preoți și nu dau nume pentru că nu vreau, dar sunt preoți total dedicați și preoți extraordinari, ieșiți din niște colegi de-ai noștri care păreau destul de imaturi la vremea respectivă. Așa că niciodată nu e bine să judecăm în viață, dar seminarul și-a lăsat acea amprentă. Mai departe am ales calea muzicii, așa cum am și spus, mergând la conservatorul din București. Aici am avut o viață destul de grea la început, pentru că am fost, să spunem, asimilat ca teolog în această lume. În schimb, am avut norocul și bucuria să găsesc acolo foarte mulți oameni care m-au ajutat, mulți dintre ei fiind buzoieni. Unul dintre cei mai importanți buzoieni pe care i-am cunoscut acolo este maestru Marin Constantin, dirijorul Madrigalului, Dumnezeu să-l ierte, care e născut la Orleta, în Prahova, dar eu îl consider buzoian pentru că a studiat la Liceul Pedagogic din Buzău și îl consider buzoian și din alt punct de vedere, pentru că l-am cunoscut destul de bine personal. Îl consider buzoian pentru că el se considera urmașul maestrului Vicol, care a fost profesor la Buzău. Deci el cumva se raporta la Buzău ca fiind locul în care el s-a născut ca dirijor și ca om de muzică și, în primul rând, spune asta raportându-se la maestrul Vicol. Bineînțeles, putem vorbi de Gabriel Popescu, de Mihai Diaconescu și de o mulțime de alte personalități muzicale care au marcat Universitatea Națională de Muzică din București. Am trecut prin vremuri grele, vă pot povesti și asta, deși se filmează, am avut momente în care am dormit în mașină, n-am prins loc în cămin și am dormit în mașină 3 săptămâni, împreună cu un coleg care a vrut să -mi țină companie. Tata tocmai murise de o săptămână și el trebuia să mă duc la facultate. Când el avea Viorel Popa, că despre el e vorba, când avea el ore la teologie, parcam la teologie, când aveam o oră la conservator, parcam la conservator. Apoi a început să fie frig și, deși aveam plapumă și pernă în mașină, nu mai puteam dormi, că era o Dacia, era 1310, care nu se închidea etaj, puteai să vezi și cerul înstelat acolo pe la chedere. Și a trebuit să găsim alte soluții și am venit cu o idee salvatoare din punctul meu de vedere și am dormit în conservator pe bănci. Era la sala 20, era un loc unde băncile erau cam cât masa asta și se putea dormi foarte bine. Ne-a găsit paznicul, ne-a spus decanului și decanul, în loc să ne pedepsească cum era normal, ne-a luat să dormim în decanat. După ce am stat în decanat vreo săptămână și ceva, pentru că maestrul idiot, Dumnezeu să-l ierte, ne deschidea canapeaua, am zis, hai să găsesc o soluție totuși. Ce vă spun acum vi se pare anormal, dar au vremurile. Nu găseai pur și simplu loc în cămin și nu aveai unde să dormi și nu aveai posibilitățile materiale de a-ți plăti de pe o zi pe alta o gazdă. Și am găsit o soluție, ne-am dus la o biserică unde am zis că o să cântăm la strană și putem sta în casa parohială. Așa, casa parohială avea pereții crăpați și nu mai fusese încălzită, cred că de câteva secole, cred că făcea parte din patrimoniul UNESCO. Și am dat noi drumul la gaze, numai că pereții se umpleau de gheață, de plămoroacă și camera nu se încălzea. Eram un plapumă cu geacă pe noi, dar tremuram că din cauza respirației tot nu era fric.
Și atunci a spus Viorel Popa o frază celebră și a spus, auzi, ce-am învățat noi la seminar, că iadul e cu smoală, cu foc, cu pucioasă, de zice, nu, ăsta e iadul, mă, ăsta e iadul. Și am trecut cu veselie peste date și am ajuns în momentul în care treceam pe lângă o biserică și credincioșii se închină, noi ne gândeam, zic, oare asta o avea corp? Și pentru că ne căutam un loc. Și de aici, bineînțeles, că apare și pasiunea mea, dar și salvarea totală care a însemnat muzica corală, pentru că am reușit imediat, la câteva luni, să găsesc sursa asta de a mă întreține și m-am angajat concomitent în corul Madrigal și corul Preludiu. Asta era ca și cum ai jucat la Steaua și la Dinamo în același timp. M-au aflat după 2 săptămâni și am rămas corist doar în Madrigal. Mai departe am continuat să dirijez la biserică și o doamnă din Madrigal m-a văzut dirijând la biserică și i-a spus maestrului Marin Constantin, maestre, să știți că Jinga dirijează. Atunci maestru m-a testat pe loc. Am dirijat Natalis Domini, o lucrare mai multe tablouri, de 12 minute. Și a făcut un lucru care astăzi nu s-ar mai face, pentru că trăim alt tip de vremuri, dar uneori și vremurile pe care le-am trăit aveau farmacul lor. Și Marin Constantin a avut acea putere de decizie și legea i-a permis și a spus Sanda fiind secretara lui, hai mă să-i facem lui Jinga contract de dirijor. Și în momentul ăla avea făcut contract de dirijor secund și în timp ce dicta, pentru că totul se dicta pe o mașină de scris, astea erau vreo decizii. A zis, auzi, hai să-i facem și contract de director general adjunct, să aibă putere administrativă, să-i știe ăștia de frică. M-am uitat, dar de ce e necesar? Zice, păi tu ce crezi că ești Iisus Hristos, că urmează oamenii așa, că ești tu? Trebuie să... Bun, am înțeles. Și am ieșit pe hol cu cele două decizii în mână, considerând cumva să vă las cu toate bateriile. Nu, va trebui să vină în orice. Ok. Să știți că am ajuns la 23 de ani, am 43, mai avem puțin, dar nu, că după aia nu s-a mai întâmplat nimic important. Mai important e până în 30 de ani, deci aveți grijă. Și nu mi-am sunat mama să-i spun ce s-a întâmplat, pentru că mă așteptam să fie o glumă. Adică n-am crezut, decât după ce am deja primele concerte și am avut primul turneu prin țară. Și de acolo am decis să o iau pe cont propriu, mi-am făcut propriul meu cor, care s-a chemat Acustic. Am început să dirijez muzică contemporană, pentru că muzica contemporană era un gen destul de greu din punct de vedere tehnic și mă poziționa undeva într-o zona elitelor, eu neavând relații și fiind outsider, nu intri în toată lumea aia, aveam nevoie de un certificat de naștere mai puternic și muzica contemporană a însemnat asta. Apoi am început să dirijez operă și simfonic, pentru că viața m-a purtat acolo, cunoscând foarte mulți soliști de opere care preferau să cânte cu mine. Am început să am o activitate muzicală, putem să-i spunem haotică, dacă am vrea să fim pedanți, dar putem să-i spunem și foarte creativă. Nu-mi pare rău că am făcut asta, am abordat absolut toate genurile muzicale, încercând să văd ce are mai frumos fiecare gen și ce mă atrage mai mult la fiecare gen și considerând că valoarea muzicii constă în ceea ce transmite ea omului, în cât de bine e făcută din toate punctele de vedere, atât tehnic cât și artistic. Anul 2012 a însemnat un an de liniștire pentru mine, anul în care m-am angajat la Opera Națională din București ca maestru de cor. De acolo tot ce s-a întâmplat a fost să încerc să merg pe un drum. Consider că în momentul ăsta bat la ușile dirijatului, în adevăratul sens al cuvântului, deși din exterior se vede o activitate prodigioasă și mă bucur că se vede așa. Și eu uneori mă bucur să-mi citesc CV-ul și toate realizările, dar aspirațiile mele sunt către o zonă muzicală foarte înaltă și
Simt că fiecare dintre noi, oamenii, suntem datori să trăim la maxim și să încercăm să sondăm viața asta și capacitățile noastre cât mai adânc. Nu să ne mulțumim doar cu elemente exterioare, cu punctări. Și, până anul ăsta am fost director artistic al Operei Naționale. Țineam să vă corectez ca să nu fie vreo problemă. M-am întors din nou ca maestru de cor, pentru că actualul manager a decis să continue în alte și dreptul lui, adică am niciun problemă cu asta. Apropo de funcții, nu se naște nimeni, nici director, nici... Și să țineți minte asta, vă dau cu toată sinceritatea sfatul să vă preocupați în primul rând de ceea ce sunteți voi, de ceea ce știți cu adevărat, de ceea ce construiți în voi, pentru că alea sunt singurele lucruri cu care rămâneți întotdeauna, nu vi le poate lua nimeni niciodată și ele vă și ajută, vă propulsează în anumite locuri sau vă salvează atunci când nu mai sunteți acolo. De-aia folosiți, și acum mă las pe mine și viața pe care am avut-o până acum, folosiți perioada pe care o aveți la dispoziție pentru a acumula cât mai mult. Țineți minte că Buzăul este un oraș cultural, eminament cultural și eu pot să spun asta, având în vedere ce profesori am avut, având în vedere ce viață am dus aici la copil, de aceea sunt și mai fericit și onorat că am fost invitat să vorbesc și că am fost în felul ăsta, cum să spun eu, pus în valoare și dat ca exemplu pentru ce am reușit să fac plecând din Buzău și ajungând în București. Dar țineți minte că au fost capitole la care Buzăul mie mi-a dat mai mult decât mi-a dat Bucureștiul și îmi place să văd cum e viața, iată acum se închide un cerc, e din nou în buclă un moment în care Buzăul îmi dă mai mult decât îmi dă Bucureștiul. Și lucrurile astea se schimbă în permanență. De asemenea, nu spun din interes personal, dar mi-aș dori ca la un moment dat să puteți găsi o soluție pentru a exista la Buzău o viață concertistică, nu neapărat foarte bogată, că e și foarte deranjant să auzi așa consum cultural. Cultura nu se consumă, cultura se trăiește, nu în același fel în care se trăiește biserica, dar cultura izvorăște din cult. E un alt tip de abordare și atunci cred că Buzău are nevoie de o viață concertistică cumva. Eu fac asta la Târgoviște, am văzut și când erau multe concerte și când au fost prea puține. Cred că dacă buzoienii ar avea o dată la o lună, la două luni, nu neapărat o dată pe săptămână pentru început, posibilitatea să meargă la concerte, pentru, mai ales pentru cei mici, pentru educația lor prin cultură, ar fi un punct foarte bun. Și acum vă spun iarăși cu sinceritate că și în cazul unui asemenea demers, lucrurile, experiența de până acum mi-a arătat că lucrurile trebuie făcute până la capăt. Adică nu merge cu jumătate de măsură, pentru că jumătatea de măsură poate mai mult să strice decât să aducă. Și din experiența altor administrații pe care am văzut-o, jumătatea de măsură înseamnă în primul rând o sală improprie. Adică în momentul în care Buzăul și-ar permite și-ar putea demara un asemenea proces, primul lucru la care s-ar gândi ar trebui să se gândească la un loc unde să se întâmple lucrurile astea. Cultul se face în biserică. Biserica e gândită propice. La fel și un concert, că e simfonică, e de operă, se întâmplă într-o sală adecvată. Și dacă ea există, după aia trebuie găsită formula de artiști care să activeze acolo și sunt convins că ea va aduce și mai mult beneficiu acestui climat pe care Buzăul are, Buzău care profită, bineînțeles, cultural și de apropierea de București. Trebuie să fim sinceri, să spunem asta. De-aia foarte mulți buzoieni sunt acum în poziții și posturi foarte importante în diferite domenii în București, pentru că e un oraș care e foarte aproape de capitală și care dă tineri bine pregătiți în toate domeniile. Eu mă opresc cu
tot ce am spus aici și dacă cineva vrea să mă întrebe ceva, da. Vă mulțumesc, vă mulțumim frumos, domnule Jinca. Eu o să mut un microfon care o să se plimbe prin sală și desigur, nu știu dacă ca la școală, dacă sunt doritori care să înceapă acest dialog, atât cât va fi el, putem începe de oriunde. Da. Părintele doctor. Mulțumesc. Fără a... Ziceți-vă un pic, iertați-mă, că se filmează, eventual ieșiți un pic aici. Nu, există camera. A, există camera și aici, auziți, stați acum. Am fost dezinformat, dar... Fără a exagera în ceea ce o să spun acum, adică în sensul de a ajunge la cele două ore și jumătate, aș putea spune că despre Daniel și despre felul cum ne cunoaștem noi de aproape 3 decenii, aș putea vorbi zile întregi și am putea vorbi împreună. E o bucurie enormă astăzi să mă aflu aici și să reîntâlnesc pe Daniel, pentru că, de fapt, dacă dumneavoastră vă întâlniți cu Daniel, dirijorul, personalitatea buzoiană, eu vă întâlnesc cu Daniel, colegul meu, de acum 30 de ani. Și că veni vorba să știți că acela șarmă l-a avea și atunci. Mi-am amintit că ne-am cunoscut în clasa 5-a și avea niște ochelari rotunzi, avea mare succes la fete, că aproape toți ne-am apucat să ne luăm ochelari rotunzi. De asemenea, că veni vorba de copacul din stejarul, din Crâng și faptul că vreți să plantați acolo, mă bucur că o să ne amintim și peste 300 de ani tot împreună, sperăm, de acele vremuri. Să vă spun un lucru foarte important. Noi nu chiuleam de la școală, mereu. Mai chiuleam. Nu chiuleam chiar mereu. Fie ne duceam pe la un coleg aproape de liceul de artă, la Iulian Băbuș, unde stăteam și la masă, de regulă, sau jucam tablet, sau ne duceam în Crâng. Și Daniel știe că experimenta jocul de șah cu pensionarii de acolo. Acolo trebuie pus stejarul lui Daniel, în Crâng, la băncile cu pensionari, pentru că acolo pierdeam noi multe din orele de școală, trebuie să recunoaștem. Și mi-amintesc că acolo își aducea aminte că are de făcut o compunere, sau aveam de făcut o compunere și nu știu cum lui ieșeau compunerile așa, dintr-o dată, adică fără să se gândească prea mult. Le scria pe genunchi. Și asta ne punea mereu în umbră, pentru că talentul lui nu e doar muzical. Acum, eu care îl cunosc de atâta timp, vă pot spune că Daniel este un om mult mai complex decât muzica. Muzica este vârful iceberg-ului. Adică are în dedesubturi multe alte calități pe care, fără doar și poate, le veți putea cunoaște sau le cunoaște deja, cunoscându-l personal. Eu mi-amintesc, apropo de perioada comunistă, să știți că, într-adevăr, Buzăul, cum era el, oraș de provincie, dar avea un duh al culturii pe care ne bucurăm că astăzi domnul primar încearcă să-l renască. Și mi-amintesc că, încolonați ca pe vremurile acelea, mergeam la Cântarea României. Și eram la aceeași vioara treia, acolo unde mai dădeam și câte o notă eronată, spre nemulțumirea domnului Nițescu, care ne dirigea și care acum este și profesorul fiului meu la liceu. Și mai amintesc odată că și eu și noi mai greșeam pe vremea respectivă. La seminar, de asemenea, am avut o perioadă extrem de frumoasă. Este o vârstă pe care nu putem retrăi nicio altă etapă a vieții noastre, pentru că viața la seminar, alături, acolo, în comunitate, era una cu totul deosebită. Și vremuri de astea, ca acum, în școlile noastre, unde este oprit gazul, erau și pe vremea aceea, unde am pățit în câteva ierni în care stăteam cu hainele îmbrăcați la ore, pentru că nu era la seminarul nou, atunci nu era făcută legătura, raportarea la centrala, la CET, cum era atunci. Și totuși, căldura, bucuria de a fi alături, făcea să trecem foarte ușor peste aceste lucruri. Mă bucur că suntem astăzi aici împreună și mă bucur că Daniel este un buzoian pur sânge. Chiar dacă zice eu că e născut în, mă rog, din părinți din Franța, el este un buzoian pur sânge, pentru că întreaga lui viață, sunt convins că este legată de Buzău. Și ca să închei, vă spun doar un lucru. De câte ori trece prin Buzău, mă sună să mă întrebe cine știe ce năsturnicie îi vine pe cap, doar pentru că simte că în felul ăsta ia contact cu Buzău. Eu mi-amintesc că atunci când n-am mai avut nici locuința părinților aici în Buzău, a avut o mare pierdere sufletească și
Am simțit-o de fiecare dată când m-am întâlnit și am vorbit cu el, pentru că simțeam că ruptura de Buzău nu se poate face niciodată. Deci Daniel, oricât ar sta la București, la Paris, la Londra, unde o fi, el tot buzuian va rămâne. Mulțumesc! Eu vreau să-ți mulțumesc că ai rămas același vorbitor extraordinar. Într-adevăr, dădeam un col blocului. Veneam în Buzău, nu mai aveam apartamentul și mă băteam. Și dădeam chiar la Iași, m-am dus să aveam concert sau... Și veneam în Broșteni, dădeam un col blocului și apoi plecam. Deci, dacă veți pleca, veți înțelege asta. Vă doresc și nu vă doresc. E legii de astăzi, ce spuneți? Da, avem un tânăr acolo, ia să văd să-și mă rupă lucrurile să vă luăm. Dați-i microfon, da. Bună seara, mă numesc Băduluță Matei, sunt în clasa 8-a la Liceul de Arte și sunt pregătit să încep o carieră în muzică. Și am o mare curiozitate pentru un dirijor. Ce este mai ușor, să dirijezi un cor sau o orchestră? Este o întrebare foarte bună. Dacă te vei pregăti bine, cu siguranță, după ce întrebare ai pus, vei avea succes. Sunt greutăți diferite și o să spun foarte pe scurt. A dirija un cor este mult mai simplu din punct de vedere structural. Un cor, în general, poate să fie un cor la 4 voci, la 8 voci. Scriitura vocală, în general, este mai simplă decât scriitura instrumentală. Scriitura instrumentală, în schimb, e mult mai complexă. Un dirijor de orchestră poate să urmărească mult mai multe planuri, 4-5 planuri sonore, mult mai multe portative într-o partitură generală, bineînțeles, o scriitură, din punct de vedere tehnic, mult mai grea la instrumente. În schimb, instrumentiștii sunt mult mai riguroși și mai disciplinați cu partiturile lor. În general, dacă o orchestră este foarte bună, dirijatul unei orchestre foarte bune este mai mult a o inspira decât a o conduce în anumite momente. În schimb, în primul rând, un cor, dacă e un cor a capela, are problema distonării. În permanență vei fi stresat că acel cor, chiar dacă va cânta superb, poate să scadă, să începi în la major, să termine în la bemol major. Și dintr-o dată tot discursul tău nu mai are niciun sens. Eu am simțit ambele greutăți pe umerii mei și ambele plăceri, pentru că, atenție, sunt plăceri diferite, satisfacții diferite. Una arată ca o bijuterie, nu știu, ca un voroneț, alta arată ca domul din Milano. Dacă te-aș întreba acum, ce-ți place mai mult, ce e mai frumos, voronețul sau domul din Milano, n-ai putea să-mi răspunzi. Sau ar fi doar o chestie de gust. Într-un fel este cam același lucru, cu multe, multe aș putea să-ți continui la infinit, dar dacă vrei să faci dirijat, sfatul meu este să le faci pe amândouă. Mulțumesc! Părintele Sava, luați microfonul, că ați încercat să... Mă bucur că sunt astăzi aici. De fapt, am fost de față și când a fost făcut cetățean de onoare al Buzăului și, sincer, cum spuneam și atunci, este o cinste pentru seminar, pentru că, iată, unul dintre absolvenții săi ajunge să aibă merite deosebite și să-i fie recunoscute aceste merite. În cazul acesta, iată, de primăria din Buzău. Eu pe Daniel l-am cunoscut când era în anul 2 la seminar, pentru că atunci m-am întors de Veneția și, într-adevăr, era o plăcere să intre la ei în clasă, pentru că, așa cum spuneau, au fost 33 pe loc, era o selecție deosebită. Și de aceea, cei mai mulți, mă rog, și astăzi au ajuns foarte bine, adică sunt bine văzuți acolo unde lucrează, pentru că au dat dovadă de responsabilitate și au știut ce vor. Daniel și-a cultivat vocația. El, de când a venit la seminar, din anul 2, dacă nu mă înșel, a început deja să dirigeze.
După aceea, mă rog, a continuat lucrul acesta și după ce a absolvit seminarul. Deci, el în clasa 10 la seminar dirija un cor. Și apoi, mă rog, a făcut un cor mixt cu ele de la seminar, cu fete de la școala normală. Avea o plăcere deosebită. El era un copil deosebit, dar și mă rog că toți profesorii îl apreciau, dar muzica a fost vocația lui și dirijantul a fost vocația lui și a dat curs acestei vocații și cu toate că a trecut prin greutățile de care amintea, el n-a renunțat nicio clipă. De aceea cred că poate fi un exemplu pentru copiii de astăzi ca oricâte opreliști și oricâte piedici vor întâmpina în viață, dacă au vocație pentru ceva, să-și o cultive și să meargă până la capăt, pentru că numai așa vor putea răzbi. Eu sunt sigur că, așa cum spunea Daniel, el nu se va opri aici. Ați văzut și la televiziune când se vorbește, unul din cei mai apreciați dirijori. Dar sunt sigur că nu se va opri aici, pentru că îl știu că este de ambițios. Este foarte ambițios și sunt sigur că va progresa foarte mult. De aceea, cred că este o inițiativă deosebită a Primăriei Buzău ca să prezinte în fața copiilor astfel de oameni care au știut ce vor și care și-au cultivat vocația în felul acesta devenind, mă rog, exemple pentru cei care sunt astăzi elevi și care este bine să îi aibă ca model. Pentru că, din păcate, mass media astăzi nu prea ne mai prezintă modele. Astfel de oameni care au răzbit în viață prin muncă. Este și talentul, dar și munca. Pentru că dacă aveți doar talent și nu osteniți, nu munciți, niciodată nu veți răspi. Trebuie să fie îmbinat talentul cu muncă. Muncă, muncă și iar muncă. De aceea vă mulțumesc, domnule primar, că ne-ați creat această ocazie să fim astăzi aici. Și îi mulțumesc lui Daniel pentru tot ceea ce a fost, este și curat, cu siguranță, pentru ceea ce va fi. Și totodată vreau să-i spun că ceea ce ați făcut dumneavoastră și cinstea care ați acordat-o, îl obligă foarte mult. Cum spunea Părintele Moraru, el rămâne buzoian, el niciodată nu va, oriunde va merge, tot la Buzău se va întoarce. Dar are obligația morală să vină și să concerteze la Buzău. Ori cu corul acustic, sau a mai concertat cu acustic la Catedrala Arhiepiscopală, dar în momentul în care vom avea și o sală, așa cum zicea domnul primar, ne spunea odată că va amenaja sala aceasta unde a fost cinematograf. Atunci să vină la Buzău și să concerteze, pentru că buzoienii au nevoie. Au nevoie. Noi de multe ori mergem cu copiii la seminar, cumpărăm bilete online și ne ducem la opere ca să vedem anumite opere, dar nu este ușor, pentru că trebuie să plecăm dimineața și ne întoarcem noaptea la 12, la 1 sau poate chiar mai târziu. Așa că, Daniel, rămâne această obligație morală ca să revie aici la Buzău și să concertez, să te cunoască mai bine buzoieni. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Bună seara, mă numesc Costache Denis și sunt elev în clasa 12-a la Liceul de Arte. Și eu vreau să vă întreb, cum era viața la Liceul de Arte în perioada dumneavoastră și cu cine ați făcut instrumentul? Da. Eu am făcut la Liceul de Arte clasele 5-8 și am făcut cu doamna Turcu, am făcut cu doamna Davidescu, am făcut cu domnul Stănculeanu, am făcut cu doamna Coteanu, teorie.
Doamna Davidescu, da? Vioara, da? Era o atmosferă, nu știu cum e acum, dar era o atmosferă foarte relaxată și în același timp foarte plină de exigențe. Exigențele erau date de muzica pe care trebuia să o facem până la capăt. Nimeni, niciun profesor nu ne-ar fi spus că e bine dacă era prost. Acum era și un alt stil de predat. Atunci profesorii aveau voie să ne mai dea câte o înuielușă peste degete. Știu că eu când greșeam la piană, duceam mine la spate mereu ca să nu mă... Și știi că întotdeauna știi când greșești. Eu n-am să spun, dar... Da. Deci am avut și înuielușe luate, pentru că se practica și tu de fiecare dată îți dai seama că ai greșit, dar în același timp profesorul e mai rapid și trebuie să te ferești. Am avut și profesori mai apropiați. Repet, se făcea cor cu seriozitate. Mi-amintesc că în clasa 5 am avut un cântec polimodal care se chema Madrigal pentru George Enescu. M-a marcat lucrarea aia, nici acum nu înțeleg de ce trebuia să cântăm noi o piesă atât de grea la vârsta respectivă. Dar, pe de altă parte, se pare că ea a schimbat ceva în fiecare dintre noi. Toți muzicienii care au absolvit la Buzău au făcut o figură foarte frumoasă la Conservatorul din București. Unii dintre ei au intrat în Madrigal, alții au ajuns studenți la Paris, au ajuns să concerteze și să se stabilească în țări precum Canada, Statele Unite, adică știi că avem colegi peste tot. Liceul de artă din Buzău era pe atunci un liceu tânăr. Tânăr înseamnă că se reînființase după foarte mult timp și nu avea, să spunem așa, o tradiție și o rigurozitate ale celor din București. În schimb, avea parte de niște profesori foarte buni, mai ales sub aspectul talentului, și de o materie umană pe măsură. Nu trebuie să vă laud eu, dar trebuie să știți că buzoienii sunt buni muzicieni și sunt talentați. Mai departe, felul în care se organizează e o chestie care ține și de timp și de experiență și așa mai departe. Dar consider că viața, că asta m-a întrebat, la Liceul de Muzică din Buzău se caracteriza în primul rând prin talent și virtuozitate. Adică asta sunt mai, nu atât prin pedanța pe care ți-o dă un liceu de tradiție, pentru că era foarte de curând înființat. Mulțumesc mult! Altcineva? Domnule Gincala, vă mulțumim frumos pentru prezență și sunt convins că pentru toți cei din sală lucrurile au devenit foarte, foarte interesante pentru faptul că s-a văzut că ați vorbit cu sentimente deschise elevilor și foștilor noastre profesori. Noi o să încheiem aici activitatea, conferința de astăzi. Domnul primar, doamna viceprimar, au pentru toți participanții la această activitate câte o sacoșă în care sunt o parte din lucrările, din cărțile care au fost realizate anul trecut în programul Scriitorilor Buzoieni și din momentul în care activitatea se încheie, veți primi câte o astfel de cadou din partea primarului. Vă mulțumim! Doamne ajută! Vă mulțumim! Eu vă mulțumesc! Nu se mai filmează. Dacă am voie, da. Este.